Te salut în IT World. Hai să explorez. În această prezentare veți putea observa cum se pot utiliza în mod creativ și eficient elementele pe care deja le cunoașteți în Scratch. În plus, vă invit să observați felul în care am programat în aplicație sugerarea adâncimii, îndepărtarea respectiv, apropierea obiectelor sau a personajelor în spațiu prin două efecte combinate. Mișcarea, adică modificarea coordonatelor, și mărirea sau micșorarea treptată a personajelor. Secvența de pornire ne prezintă un interior de navă spațială care tocmai se ridică de pe Terra și o vedeți pe Ripley, care conduce această navă și știm că este un astronaut priceput. Deci vedeți aceste lumini care se îndepărtează pe pereții acestui coridor, simultan cu îndepărtarea Pământului. OZN-ul se apropie de Lună, Luna crește pentru a sugera apropierea. Schimbăm perspectiva și suntem pe suprafața Lunii, OZN-ul se apropie de noi și aselenizează. Adică coboară pe suprafața Lunii. Iese Ripley din OZN. În timp ce se îndepărtează, se și micșorează. Și cred că ne transmite un mic mesaj. Să vedem ce zice. Pași mici pe Lună, pași mari în Scratch, desigur. Cam aceasta ar fi fost secvența programată și să vedem acum blocurile în Scratch. Avem mai mulți actori, Pământul, acel laptop pe care l-ați văzut la început, Ripley, OZN-ul și Luna. Dacă selectăm scena actuală și dăm click pe fila decoruri, avem toate decorurile care s-au folosit în aplicație. Observați, de exemplu, acest tunel, acel coridor din interiorul OZN-ului. Acest tunel a fost modificat în felul următor. Puteți realiza o copie prin duplicare. Și dacă vreți să modificați pereții, alegeți o culoare, dați click-uri în aceste sectoare și aveți o variantă modificată pe care Scratch o și salvează sub o denumire Neon Tunnel 7 în cazul nostru. Și dacă aveți nevoie, puteți să utilizați acest fundal, acest decor în aplicație. Ce am mai utilizat? Suprafața Lunii, respectiv spațiul cu stele. Pentru Pământ, deci la pornire, am pornit de pe, din apropierea Pământului, din OZN, s-a văzut Pământul de la o anumită distanță. Avem acest puzzle arată. Am schimbat decorul la Neon Tunnel 5, este o variantă a acelui tunel în care luminile sunt într-o anumită poziție. Mărimea Pământului a fost setată la 80%, dar această mărime va fi redusă treptat
pentru a sugera îndepărtarea de planetă. Avem un ciclu repetitiv, se repetă de 4 ori, se modifică mărimea Pământului cu minus 4, adică dimensiunile Pământului scad, se schimbă decorul la următorul Neon Tunnel 4, unde luminile sunt într-o altă poziție deja, se așteaptă o jumătate de secundă, iarăși se micșorează Pământul, se schimbă varianta de decor cu același tunel, dar cu luminile în altă poziție și tot așa, tunel 6 și tunel 2 până la urmă. Și la sfârșit Pământul se ascunde și decorul este schimbat la spațiul cu stele. La Ripley avem 3 blocuri. Să vedem primul bloc. Mărim puțin. După aselenizare, OZM-ul o să transmită mesajul Luna. Și când Ripley primește mesajul Luna, acest mesaj a fost creat de noi, bineînțeles, așteaptă o secundă și va fi afișat în poziția minus 260, minus 60, adică undeva foarte aproape, dar lângă OZM, pentru a sugera faptul că Ripley a coborât din OZM. Mărimea lui Ripley este setată la 40% pentru a fi proporțională cu mărimea OZM-ului și se repetă de 25 de ori. Această mișcare, 2 pași înainte, se așteaptă 0,3 secunde, se modifică mărimea cu minus 1, adică iarăși dimensiunea lui Ripley în timp ce se îndepărtează de OZM, dimensiunea sa este micșorată. Se modifică Y cu 6, adică merge înspre sus și se modifică și X, Y și X cu 6, deci merge în sus și înspre dreapta. Se schimbă costumul după ce se termină acest ciclu, pentru că Ripley a fost cu spatele și costumul Ripley A este văzut din față. Se repete de 4 ori, aceste mișcări, Ripley B și Ripley C, sunt mișcările care sugerează că Ripley vorbește. Ripley se oprește în poziție normală, cu fața către noi, și afișează mesajul pe care l-am văzut, pași mici pe lună, pași mari în scratch. Blocul acesta, când decorul se schimbă la Stars, Ripley trebuie să se ascundă, pentru că vedem OZM-ul din exterior în timp ce zboară către Lună, deci Ripley nu trebuie să se vadă. Când decorul se schimbă la Neon Tunnel 5, acesta este blocul care este utilizat pentru scena de început. La OZM avem două blocuri, iarăși pentru scena de început, când avem Neon Tunnel 5, OZM-ul trebuie ascuns, pentru că avem o vedere din interiorul OZM-ului, iar când decorul se schimbă la Stars, deci când vedem spațiul cu stele, OZM-ul inițial se mărește la 300%, fiind foarte aproape de punctul din care vedem noi scena. Se repetă de 60 de ori următoarele, deci mergi 0,5 pași și modifică mărimea cu minus 10, adică OZM-ul se va îndepărta treptat față de punctul din care privim noi scena. Decorul se schimbă, să vedem suprafața lunii. OZN-ul este poziționat de coordonatele X egal 0, Y egal 140. Se repete de 70 de ori, mergi minus 0,5 pași, adică se apropie de noi.
se modifică Y cu minus 0,4, adică aterizează ușor, se așteaptă 0,1 secunde, se modifică mărimea cu 3, deci se mărește OZN-ul ca să avem senzația că vine către noi. După aceea se face o glisare în 10 secunde la coordonatele minus 12 și minus 162 pentru aceea aselenizare pe care am zis și se oprește acolo, după care se difuzează mesajul Luna. Așa cum am văzut, acest mesaj este așteptat de Ripley, vedeți, dacă vă mai amintiți. Ripley, când primește mesajul Luna, iese din OZN, face pași pe suprafața Lunii și ne transmite acest mesaj. Și mai avem Luna, văzută din spațiu, care are două blocuri. Când decorul se schimbă la Stars, așteaptă 5,5 secunde. Aceasta este poziționată pe coordonatele 38-30 și este afișată, este arătată. După care avem o structură repetitivă care repetă de 80 de ori mărirea lunii cu câte o unitate, câte un pixel. Mai menționăm faptul că Pământul, deci Earth, laptopul și Ripley se regăsesc în colecțiile Scratch, iar OZN-ul și Luna au fost create în PowerPoint. Temă propusă. Reproduceți pe calculatorul propriu aplicația Aventuri în spațiu. Succes!